A fost zi de rugăciune pentru mii de români, de Sfântul Andrei Ocrotitorul României și cel care a adus cuvântul Evangheliei la noi. Credincioșii au mers la Peștera Apostolului. Pelerinajul la Betleemul românesc mai e cunoscut și drept Pelerinajul Luminii. În fiecare an, pe 30 noiembrie, satul Ion Corvin din Constanța devine polul credinței și rugăciunii. Pelerinii caută lumina din suflete pe drumul către peșterea Sfântului Andrei. Aici se spune că ar fi stat apostolul întâi chemat de Iisus. Mari ierarhi numesc locul Betleemul neamului românesc. Este ziua părintelui nostru care ne-a născut prin Evanghelie ca să aparținem lui Hristos. El a adus biruința asupra morții. Și iată, peștera de aici este prima biserică românească pregătită de Dumnezeu, nefăcută de mână. De la Apostolul Andrei ne numim creștini. Iar pelerinajul aici este pentru mulți români o misiune plină de evlavie. Pe potecile din jurul lăcașului se vorbește puțin. Oamenii își poartă în gând grijile și dorințele. Doar clopotele și cuvintele prelaților mai sparg liniștea. Să fie sănătate, pace în lume, pentru toată lumea ne rugăm. Să fim mai înțelepți, mai buni noi românii, că nu prea suntem. Și mai ales mai răbdători. Nici frigul, nici orele grele în picioare nu-i abat pe credincioși din drum. Pelerini din toate colțurile țării au venit și au stat la coadă mai bine de 2 ore pentru a ajunge și a intra în peștera Sfântului Apostol Andrei, dar și pentru a trece pe la moaște. Am venit să ne reculegem, da? În primul rând pentru sănătatea noastră, pentru a copiilor care sunt plecați. Sper să ajungem în 2 ore cu ajutorul lui Dumnezeu. La peșteră au fost și oaspeții de seamă. Patronul FCSB, Gigi Becali, a stat de-a dreapta arhiepiscopului Tomisului. Sunt bucuros că a venit și titorul nostru, domnul George Becale, este un ucenic al Sfântului Andrei, aș spune. Să aduc și eu jertfa asta, că e mare lucru, adică să ai posibilitatea să pășești pe locurile unde a pășit Sfântul Apostol Andrei acum 2000 de ani. Mare sărbătoare a fost și la Galați. Mii de credincioși s-au rugat și aici la moaștele Sfântului Andrei, în așa numitul pelerinaj al luminii. Ce vă rugăm? Pentru sănătate, pentru liniște în țara aceasta. Primul apostol al românilor, trebuie să-l sărbătorim. În fiecare an venim. Ne-am făcut foarte răi și trebuie să ne îmbunăm, să fim buni, să fim milostivi, să-L iubim pe Dumnezeu. Să lăsăm tot sufletul rău deoparte. Aproape 1 milion de români poartă numele Sfântului Andrei.